Salutare, salutare, oameni buni și bine ați venit la un nou review aici la Cu și despre mașini. Astăzi, așa cum ați observat deja, vom testa noul Flying Spur V8 de la Bentley. Această mașină îți arată cam cât de departe poate ajunge imaginația oamenilor, calitatea în construcție, grija la detalii. Ceva de care nu este străin nici sponsorul nostru de astăzi. Condra e un producător cu capital 100% românesc, ce face articole vestimentare pentru piața locală din 1992. Aceștia au o varietate destul de mare de produse, toate tipurile de cămăși la care vă puteți gândi, cu un mix foarte bun de mărimi. Și credeți-mă când vă spun că pentru mine e destul de greu să găsesc o cămașă care să-mi vină, dar la ei chiar am reușit să găsesc ceva foarte ușor. În același timp, mi se pare că au un raport calitate-preț foarte bun, cel puțin din punctul meu de vedere, și vă recomand să aruncați o privire și pe site-ul lor condra.ro pentru a afla cât mai multe detalii despre produsele pe care vi le pot oferi. Găsiți un link în descriere. Bentley Flying Spur are o istorie destul de scurtă, deși poate ați fi tentat să credeți altfel. Are undeva la 3 generații și inițial mașina asta era văzută ca o alternativă cu 4 uși a mult mai popularului Bentley Continental GT. Ei bine, odată cu schimbarea trendurilor din industrie, mașinile cu 2 uși cupe au început să-și piardă din popularitate. Iar versiunea cu 4 uși a lui Bentley Continental GT a devenit din ce în ce mai populară. Astfel, cei de la Bentley au investit mai mult în Flying Spur, în versiunea sedan. Și practic aceasta este una dintre cele mai bine vândute mașini ale celor din crew. O mașină care împarte platforma tehnică cu alte mașini extraordinar de bune din grupul VAG și aici includ, bineînțeles, Panamera, dar vom vorbi despre asta ceva mai târziu. Dacă vă uitați la designul exterior al lui Flying Spur, veți observa că are câteva elemente destul de familiare. Și mă refer mai ales la partea din față, unde, exact cum v-am descris și pe Bentayga, avem niște faruri absolut fenomenale. Înăuntru lor avem cristale care se aprind atunci când pornești pozițiile sau când folosești faza scurtă și așa mai departe. Și arată într-un mare fel. Mi-ar plăcea foarte mult să pot să surprind pe cameră cât de bine arată. Din păcate, nu am nici aparatura, nici skillurile necesare ca să pot să vă arăt exact ce se întâmplă aici. Tot în partea din față, mașina asta are un pachet opțional care face toate ornamentele negre. În mod normal, ea vine cu o grilă cromată și cu elemente cromate în partea din față, dar pe mașina asta avem o opțiune care le face negre. La fel și sigla The Flying Bee, The Flying Spur, de pe capotă, care a fost redesenată recent atunci când compania a împlinit 100 de ani. Și poți să-ți cumperi ca și opțiune o porțiune de cristal pe aripile acelui B, care se aprinde atunci când pornești și farurile. O altă opțiune pe care o avem pe mașina asta este pachetul de carbon. Așa cum puteți observa, în partea de jos avem un splitter de carbon. Un splitter de carbon care arată foarte bine și toată opțiunea asta costă 10.000 de euro. De altfel, știați deja că Bentley Flying Spur nu o să fie o mașină ieftină. Avem și roți pe 21, elementul acesta, un B pe aripile față, care îți aduc aminte că avem de-a face cu un Bentley. Și iarăși, pe praguri, în partea de jos, avem un element de carbon ce se duce din față până în spate și în partea aceasta avem și sigla Bentley, fix din același motiv, pentru că, de ce nu, să spunem tuturor despre ce vorbim, nu? Să știm cu toții pe ce pagină suntem. Mergând spre spate, veți observa niște, cum îmi place mie să zic, șolduri generoase care arată superb, dar, iarăși, în zona din spate veți observa că avem un design un pic diferit față de Bentayga. Bentayga a primit un facelift anul trecut și vine cu niște stopuri ovale în partea din spate. Ei bine, pe Flying Spur, pentru că e un model un pic mai vechi, designul este în continuare cu acest B, LED-urile stopului creează un B și înăuntru avem elemente care aduc din nou cu cristale. Un ultim element pe care vreau să-l subliniez în partea din spate este acest difuzor, iarăși din fibră de carbon, vine la pachet cu acest spoiler de pe portbagaj și arată iarăși într-un mare fel. Interiorul lui Flying Spur este iarăși o chestiune extrem de familiară. Dacă vă aduceți aminte review-ul cu Bentley Bentayga, o să vedeți că layout-ul este foarte asemănător, dar avem o mare, mare diferență aici în zona din centru. Aici avem un ecran care are un truc. Dacă apeși pe butonul ăsta, se ascunde. Și e un motiv pentru care Bentley a implementat chestia asta.
așa cum poate ați observa și voi, tehnologia și display-urile au tendința să îmbătrânească foarte ușor. Dacă vă uitați la o mașină premium de sute de mii de euro de acum câteva zeci de ani, o să observați că primul lucru care îți dă impresia de bătrânețe este un display sau un ecran la interiorul mașinii. Și Bentley a implementat chestia asta pentru a-i oferi mașinii o aliură care poate trece mult mai ușor peste încercările timpului. Și mie îmi place foarte mult, dar trebuie să știți că este o opțiune și costă 5700 de euro. În rest, totul la interior se simte foarte bine și mi-ar plăcea să pot să vă transmit prin filmare tactilitatea tuturor butoanelor din această mașină. Când învârți chiar și de butonul ăsta de climă, se simte într-un mare fel, zici că învârți cifrul de la un seif. Totul are o formă superbă. Pielea e de calitate incredibilă. Avem piele peste tot, inclusiv pe stâlpi, inclusiv pe plafon, inclusiv pe parasolar. Volanul e de o dimensiune fix cât trebuie, în două culori, așa cum îi stă bine unei mașini premium de calibrul acesta. Și totul se încadrează foarte bine. Îmi place cum e încadrat ecranul în bord. Știți că eu am o fixație cu chestia asta. Îmi place că avem butoane în continuare în zona aceasta și nu avem numai suprafețe tactile. Aici avem un comutator care îți permite să treci prin diferitele moduri de condus. Avem butoanele care deschid și închid gurile de ventilație și se simt incredibil la atingere. Și încă o mențiune pe care vreau să o fac sunt aceste indicatoare, care cred că Bentley s-a uitat la câteva din review-urile cu Rolls-Royce și au dat seama că multă lume a criticat faptul că indicatoarele erau făcute dintr-un plastic destul de... nu te așteptai să fie de calitatea aia pentru Rolls-Royce și au pus niște materiale mult, mult mai bune în interiorul acestei mașini. Instrumentarul de bord e digital. Dacă ai văzut un instrumentar de bord Audi, știi cum arată. Este clar inspirat de interfața MMI. Avem două ceasuri pe lateral. Poți să ai o hartă foarte mare, dar în mare arată și funcționalitatea e la fel ca la Audi. Iar acest sistem de infotainment este simplu de folosit. Nu o să intru în el pentru că nu mai vreau să fac clipuri extrem de lungi. Avem și lemn, bineînțeles, în interiorul mașinii și aceste scaune care sunt absolut superbe cu acest design caroiat, cu sigla Bentley, bineînțeles, și cu pernițe pentru cap pe tetieră. Sistemul audio Naim este iarăși o opțiune care costă undeva la 8800 de euro, 2200 de W și, dacă nu mă înșel, este cel mai puternic sistem audio montat pe o mașină de producție la momentul actual și se aude într-un mare fel. Iarăși aș vrea să vă arăt cât de bine se aude, dar din păcate trebuie să fii în mașină ca să simți chestia asta. Și încă o chestie, o premieră pentru industria auto. Pe ușile, pe fețele de uși avem un design 3D care arată superb și pornește din față și se unește cu porțiunea din spate. E ceva absolut superb. Dar așa cum știm cu toții, într-un Bentley, șeful va sta de cele mai multe ori în spate, dacă nu vorbim de Continental, bineînțeles. Așa că haideți să ne urcăm și în spate să vedem cum stă treaba și acolo. În spate am decis să vă fac o prezentare un pic diferită decât de obicei, pentru că nu e așa, într-un Bentley de genul ăsta, șeful stă în spate. De cele mai multe ori va fi condus de cineva, va fi dus de cineva la o întâlnire importantă și așa mai departe. Ce pot să vă spun este că e destul de mult loc. Până la urmă, Bentley Flying Sport, ca dimensiuni, are 5,3 metri lungime. Asta înseamnă că este undeva foarte aproape de un Serie 7 Long sau de un S-Class Long. Da? Nu este la același nivel cu un Phantom, care are 6 metri. Nu este la același nivel cu un Ghost, deși Ghost-ul, după părerea mea, este cel mai apropiat rival pentru mașina asta. Ghost-ul având undeva la 20 cm în plus. Dar nu poți să spui că nu ai loc aici în spate. Eu sunt o persoană, așa cum știți, 1,84, vreo 120 de kg și am loc pentru absolut orice. Am vanity mirror aici, dacă vreau să văd dacă arăt bine sau nu. Mașina asta este dotată și cu acest sistem de suporți, în caz că, nu știu, vrei să spui laptopul să lucrezi pe drum sau vrei să mănânci sau mai știu eu ce. Este o opțiune de undeva la 4.000 de euro, dacă nu mă înșel. Și bineînțeles că acționarea este electrică pentru că suntem într-un Bentley și nu e nevoie să faci tu prea mult efort. Pe ușă avem iarăși leitmotivul de care vă spuneam din față, cu fețele de uși și cu elemente 3D care arată superb și mașina asta este configurată cu doar 4 locuri. În mod normal, pe Flying Spur poți să-ți iei mașina cu 5 locuri, dar sincer nu cred că ar sta nimeni oricum la mijloc aici. Deci eu mi-aș configura o în 4 locuri, e o opțiune și asta, care costă undeva la 4.000 de euro. Pe ușă avem butoanele pentru controlul scaunului, care poate fi dat mai în spate, mai jos, poți să-ți reglezi și șezutul și poți să te lași și mai pe spate dacă vrei. Și din moment ce m-am lăsat puțin mai pe spate, pot să vă spun că aceste perne
de la tetiere sunt absolut superbe. De altfel, scaunele sunt extrem de confortabile, mașina este extrem de moale și ai câteva moduri de condus, așa cum v-am spus. Ideea care este, de ce am vrut să mă filmez din spate? Pentru că mie mi se pare că Bentley Flying Spur are un caracter dual. Are caracterul ăla de mașină relaxantă atunci când te urci în spate și pur și simplu aștepți să ajungi la destinație, și mai are caracterul de bestie sport, pentru că sub capotă avem un V8 de 4 litri twin turbo de 550 de cai și cu 770 de Nm de cuplu, cuplat la o cutie automată cu dublu ambreiaj cu 8 rapoarte, și șasiul tot de dedesubt este același cu cel folosit pe Panamera. Și v-am spus la Panamera că mi se pare una dintre cele mai bune mașini sedan, cele mai sportive pe care le-am condus vreodată. În momentul de față este numărul 1, a bătut M5-ul pe care era pe numărul 1 ca sedan sportiv înainte. Și se simte când ești în mașina asta că ești într-o sportivă care a fost îngreunată și adaptată și izolată fonic și ridicată la un alt nivel de lux, dar de sub se simte caracterul sportiv. Și atunci când o să mă urc la volan, o să vă spun mai multe despre cum se conduce. Dar înainte să facem asta, mai am să vă spun un lucru despre această tabletă de aici de la mijloc. O chestie pe care am văzut-o prima oară pe seria 7, care are o tabletă o ceva mai mare, dar dimensiunea nu contează sau contează, nu știu. Vă spuneți voi în comentarii. Ideea este că cu aceasta puteți să reglați toate funcțiile mașinii. De la navigație până la, inclusiv la ridicarea sau coborârea siglei Flying Spur de pe vârful capotei, da? Deci poți să reglezi cam orice din mașină și când ai terminat, ai pus-o aici la loc și totul revine la normal. De la volan, atunci când conduci mașina asta, așa cum vă spuneam și bănuiala pe care o aveam s-a confirmat, îți dai seama că Bentley Flying Spur are un avantaj în fața lui Rolls-Royce Ghost. Acum trebuie să fac un disclaimer aici. Nu am condus noua generație de Ghost, am condus vechea generație Ghost, care în apărarea Rolls-Royce avea deja câțiva ani vechime. Așa că cei de la Rolls-Royce spun că noul Ghost e făcut să fie condus ceva mai sportiv, pentru că clienții le-au cerut să facă mașinile ceva mai sportive, că vor să le conducă. Nu știu cât de mare e diferența pe modelul nou, dar ce știu de la mașinile Rolls-Royce pe care le-am condus e că acolo atenția este concentrată aproape exclusiv și maniacal pe confort. Așadar, Flying Spur are un avantaj. Are această platformă pe care vă spuneam că o împarte cu Panamera, care este absolut genială și se simte în momentul în care te urci la volan. Sub capotă avem V8 de 4 litri, 550 de cai, 770 Nm de cuplu. E același motor pe care l-aveam pe Bentayga, dar cutia de viteze este diferită. Este o cutie de viteze cu 8 rapoarte și dublu ambreiaj, pe care o găsim și pe Panamera, care se descurcă extraordinar de bine atunci când conduci sportiv. Și Bentley Flying Spur mai are un mare avantaj. Suspensia este pe aer, așa cum probabil vă așteptați, dar mașina vine și cu un sistem de bielete antiruliu pe 48V active. Ce înseamnă asta? În momentul în care tu intri într-un viraj cu mai multă viteză decât ar trebui, partea pe care se înclină greutatea se întărește cu ajutorul acestui sistem foarte repede și asta face mașina extrem de manevrabilă. Și într-adevăr, pe modul sport, într-o serie de curbe, mașina asta este incredibil de stabilă și mare parte, dacă nu tot, creditul se duce către acest sistem pe 48V. Mai e o chestie care o ajută foarte mult, faptul că virează și puntea spate. Avem punte spate viratoare care merge în oglindă cu roțile din față la viteze mici, iar la viteze mari se mișcă în același sens cu roțile din față pentru a îmbunătăți stabilitatea și agilitatea acestei mașini. Și se simte intervenția lor și atunci când mergi prin oraș și atunci când mergi sportiv la viteze ceva mai mari. Și da, se conduce foarte, foarte bine această mașină și asta este diferența, e caracterul dual care diferențiază Bentley de Rolls-Royce. V-am mai spus și în review cu Bentayga, Bentley e cunoscut ca un brand de lux. Până la urmă, până la un punct, Rolls-Royce și Bentley au fost aproape aceeași companie, erau făcute în același loc, în fabrica din Crewe. Și până nu și-au băgat coada, BMW și Volkswagen erau practic aceeași mașină. Dar de-a lungul timpului Bentley s-a remarcat prin faptul că a participat în multe competiții de motorsport, a participat în tot felul de competiții de viteze maxime și așa mai departe. Și chiar și în ziua de azi Bentley concurează în campionate GT3 cu o versiune de curse a lui Continental GT.
Și atunci, da, se vede acest ADN al mașinii atunci când o conduci. Suta este atinsă în 4,1 secunde, ceea ce este absolut incredibil pentru o mașină care cântărește 2,4 tone. Da, 2,4 tone, ați auzit bine. 4,1 secunde, bineînțeles, sistemul de tracțiune integrală joacă o mare parte din asta, dar oricum mașina trimite majoritatea timpului puterea mai mult pe spate decât pe față. Dar da, atunci când o lansezi se simte intervenția acestui sistem 4x4 și viteza maximă a versiunii pe care o conducem noi, cea cu V8, este 314 km pe oră. O chestie pe care n-ai să o vezi la nicio mașină Rolls-Royce, care de obicei mașinile Rolls-Royce sunt limitate la 250 de km la oră, pentru că pentru clienții Rolls-Royce viteza maximă nu contează în mod necesar, ei nu se grăbesc niciodată, whatever, dar așa cum v-am spus și revin la aceeași idee, ideea din spatele unui Bentley este să fie și cât de cât sportivă. Bineînțeles, nu poți să te aștepți ca această mașină să se conducă ca un 911. Trebuie să iei în considerare și greutatea și lungimea ei, dar pentru dimensiunile ei se conduce excepțional. Și da, trebuie să aplaud aici băieții din crew, băieții de la Bentley. Acum, probabil că v-aș spune în mod normal cât consumă mașina, dar pe o mașină de genul ăsta nu contează, nu e relevant cât consumă. Vă voi spune că este extrem de silențioasă la drumuri lungi, la viteze mari, super confortabilă și de cele mai multe ori vei conduce în modul B de la Bentley, pentru că aici ai un mod de condus adaptiv care practic îți reglează ție setările mașinii, suspensie, accelerație, direcție în funcție de cum o conduci. Ce aș vrea să menționez, dacă tot am spus de direcție, este faptul că nu ai feedback în volan, dar nu cred că se aștepta cineva să ai foarte mult feedback pe un Flying Spur. Până la urmă, mașina asta va fi condusă în cea mai mare parte a timpului de către șoferi și atunci când te vei urca tu la volan o vei face ocazional și nu vei pune foarte mult accent pe direcție. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest review, sper că v-a plăcut. Dacă mai aveți întrebări, lăsați-mi-le în secțiunea de comentarii de mai jos. Nu uitați de like, share, subscribe, nu uitați că puteți deveni membri ai canalului pentru beneficii exclusive, cum ar fi de exemplu să veniți cu mine la un astfel de test și până data viitoare, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao.